Salutare tuturor, mai și ne-am găsit la un nou episod, data asta vom juca ceva Minecraft-ul meu lui fără casă în copac și în acest episod vom face o fermă, vom face o fermă de animale jos și aici o să mai lucrăm puțin în Nether la hub pentru că mulți dintre voi îmi spune să lucrez la acel hub din Nether. Deci în primul rând o să vreau eu să pun aici niște cobblestone pentru că o să am nevoie și o să mai pun 6 bucăți după. Sau nu o să mai pun deloc pentru că nu am foarte mult cobblestone, o să pun tot ce am aici. Ideea este că am fost să mai iau niște cobblestone pentru că am nevoie neapărat de aceste blocuri. Am mai luat și am făcut niște pistoane pentru că vreau în acest episod să fac o fermă de beetroot. Știu că cineva mi-a spus în comentarii, hai să citim comentariul lui, xroni05, hashtag Mr. Weaver Enchant. Sincer, nu-ți trebuie o fermă de beetroot pentru că beetroot-ul simplu nu încarcă prea mult la bara de hunger și ca să îți încarce bara de hunger trebuie să-l faci supă, iar asta e cam enervant. Într-adevăr, dar eu am zis că nu vreau această fermă pentru beetroot, am zis doar ca să o am și eu așa, să știu că am toate fermele. Nu am nevoie de beetroot, sincer, să chiar nu am ce face cu beetroot-ul, pentru că știu și eu că nu este ceva pe care să îl mănânci și trebuie să faci supă, într-adevăr, dar am zis să am aici completat cu toate fermele și să fie așa 4 ferme la rând și chiar se potrivea în locul acesta. Deci, din acest motiv am să termin toate fermele acestea și am să le fac pe toate, deci... De-aia fac ferma de beetroot, nu neapărat pentru că este de beetroot, doar ca să fie aici, să fie designul cum trebuie. Și cam din acest motiv, nu pentru mâncare, poate pentru ceva colorant roșu, ăsta ar mai fi un motiv, dar da, nu pentru mâncare, asta este clar. Bun, aici o să pun dirt peste tot, de fapt deja am pus și vreau să mai pun aici niște apă. Din păcate cred că o să avem o problemă pentru că punem noi apa asta aici, dar nu prea e bine, adică o să fie în afara copacului meu și o să facem noi în felul acesta. Bun, vreau aici să pun un bloc, iar aici încă unul, ceva de genul acesta va veni. Din păcate, dacă te uiți din afară va arăta cam ciudat pentru că este blocul acesta, dar nu are nimic bun. Eu acum o să mă duc să aduc tot beetroot-ul și tot ce mai am nevoie, adică o sapă și mai multe chestii. Bun, ia să vedem unde avem noi o sapă. O sapă este aici, niște beetroot aș vrea, dacă mai știu unde este, uite aici, beetroot. Bun, hai că am scăpat niște quartz. Și ce mai vreau eu să mai fac, vreau să mai dau un enchant pe lopată pentru că am văzut că este un unbreaking 3 acolo și chiar cred că e bine. Adică un unbreaking 3, chiar dacă nu o să sap eu mult mai rapid, măcar nu se mai duce așa repede această lopată și oricum nu vreau un enchant extrem de bun pentru că aproape se sparge și n-aș vrea să pun cine știe ce. Și da, hai să terminăm aici ferma aceasta și după o să mergem să vedem care este treaba acolo. Bun, am pregătit eu deja ceva frunze de-astea de junglă aici pe care o să le pun în felul acesta. Ia să vedem cum este designul aici. Dar stai mă că nu e bine ceva. Da, din păcate la asta nu m-am gândit, sincer să fiu. Bun, hai să punem noi, uite așa. Este o problemă foarte mare aici și eu când am mărit această zonă, pur și simplu nu m-am gândit că o să mai trebuiască să am și pe unde să duc redstone. Aici este 3 blocuri și aici tot trebuie să fie 3 blocuri. Deci trebuie să mai măresc puțin zona aceasta și nu mi-am dat seama de treaba asta. Acum îmi dau și eu seama că este o problemă destul de mare aici, dar o să văd eu cum o să fac, adică chiar nu știu. Oricum pe aici va trece redstone-ul. Da, nu mă așteptam să fie o problemă ca asta. Punem noi frunzele și vom rezolva după, nu știu exact cum. Dar probabil aici pentru început o să lăsăm ferma puțin mai mică și o fiecare o să mai măresc eu câteva blocuri în partea aceasta, oricum nici nu am frunze aici la mine. Și hai să mergem noi în zona aceasta să vedem unde am pus pistoane greșit. Deci pistoanele acestea, astea două cred, da, doar două, sunt practic greșite puse unde nu trebuie. Deci da, bun. O să mai folosim aici niște blocuri, niște astea de
junglă. Și vreau să pun eu în felul acesta până aici niște redstone. Bun, am uitat să iau redstone-ul din păcate. Și da, am făcut o greșeală acolo, nu am calculat prea bine, dar nu are nimic, oricum rezolvăm noi. Te aveam niște redstone, dar oricum trebuie mai mult, cred. A, și un lever, bun, hai că mi-am dat seama că trebuie un lever. Am unul aici. Așa, bun. Haideți să mergem acolo să vedem exact care este treaba, pentru că nu prea este bine. Și ia să vedem cum facem noi. Acestea sunt pistoanele aici și o să punem noi redstone în felul acesta. Să mai luăm din nou astea de junglă și o să fie în genul acesta, cam așa. Bun, ia să cădem noi aici. Și vreau să pun un lever. Merg alea, merg perfect. Bun, vreau gălețile acestea, deci asta o să fie activat mai mereu. Ia să vedem că văd că am pus frunze deja. Am pus frunze aici și nu cred că ajung cu apa până acolo. Ia să scoatem noi aceste shears și punem acolo o găleată de apă și mai luăm de aici. La fel, nici de aici nu pot să iau. Bun. Cred că două găleți sunt suficiente ca să facem o sursă infinită. Bine, normal doar o bucată trebuie, dar na. Nu pot să pun acolo. Nici nu trebuie neapărat, dar da, bun. Hai să scoatem noi gălețile astea pentru că nu mai avem nevoie de găleți. Punem frunzele la loc. Și da, bun. Hai să mai acoperim pe aici. Pentru că nu am făcut chiar ok. Așa, bun. Mă arată bine, sincer să fiu, chiar arată bine, dar asta este cam mică ferma și o să vedem noi cum vom face. Deci da, curge apa până acolo, perfect. Bun, pentru început o să lăsăm așa. Adică este o greșeală aici, într-adevăr, dar na. Bun, cum pun eu beetroot? Mă, beetroot-ul de ce nu merge să fie pus? Trebuie ceva mai special? Poate trebuie direct pe pământ? Nu? Nu merge să-l pun, practic dau click dreapta și nu merge. Trebuie semințe sau ceva? Chiar nu mă pricep. Mă, nu merge. Poate îmi spuneți voi în comentarii. Nu știu ce are, dar oricum o să lăsăm așa. Hai să mai citim un comentariu. Îmi spune Dănuț Gaming. Așa, Misteriu Ferencean, mersi mult. Când o să cauți endul și o să bați dragonul, acolo poți să-ți faci o fermă de XP din Enderman. Treaba aceasta este foarte ușor de spus, dar mai greu de făcut, într-adevăr. Probabil să fac o fermă de experiență, dar fermele acelea de experiență din end se fac extrem de greu și, într-adevăr, dau multă experiență, dar am înțeles că ferma din Nether dă mai multă experiență din, ca cea din end. Ferma din Nether cu de-aia pigmeni din Ender. Stai, mă, ce e Ender? E din Nether. Un ferma din Nether cu pigmeni practic e mai bună din ce știu eu. Și da, acum o să dăm un enchant. Avem aici un breaking 3, sper să mai pice ceva bun. Dacă nu, asta este. Doar am breaking 3, n-are nimic, măcar nu se sparge așa rapid lopata. Bun, ce vreau să mai facem noi? În primul rând vreau să mai duc aici jos pentru că, de fapt, trebuie să mai aduc ceva, pentru că vreau să fac o fermă de animale, o fermă de asta de vaci. Trebuie să ajung jos de tot. Aici. Și eu off-camera am mai spart puțin și zona aceasta. Vreau să fac fermă de vaci pentru că am spart eu aici deja și cred că este o zonă destul de ok. Nu este cine știe ce, dar o să mărim pe viitor. Deocamdată lăsăm așa, oricum avem doar două vaci și nu este nicio problemă, adică loc este bun. Facem noi un crafting, deci cred că mai aveam unul în zona aceea. Îl punem aici, în mijloc. Facem ceva bețe, nu foarte multe, că nu ne trebuie cine știe ce. Punem bețele pe mijloc. Și niște fensuri, 42 de fensuri, este ok, bun. Hai să punem noi așa. Pentru început o să lăsăm ferma mai mică, adică nu e chiar foarte mică, dar na, este acceptabilă.
Bun, din păcate aici este o problemă deocamdată. Bun. Trebuie să bag vacile pe aici. Deci am făcut eu deja off-camera un drum și pe aici o să urc vacile practic. Deci eu am două vaci, sper că nu s-au despawnat sau chestii de genul, pentru că aici sunt două vaci lăsate de mine, de fapt doar una aici și una puțin mai pe acolo, nu știu exact cum să vă explic. Dar dacă v-ați uitat la episoadele mele, cu siguranță știți. Bun, hai să trec pe partea cealaltă. Probabil că merge și în apă. Da, merge fără probleme, e ok. Merge mai greu, dar nu are nimic. O duc acolo imediat și va fi perfect. Bun, eu trebuie să fac și o poartă, cum dau seama. Și după o să începem să avem și piele foarte multă și multă mâncare de asta de vaci, pentru că o să mulțesc mai des. La găini acolo nu prea mulți, pentru că nu prea am ce face. De exemplu, la găini pot să fac numai mâncare și pene. Bine, penele pot să le folosesc pentru săgeți, dar deja am ferma aceea. Și mâncare eu am suficientă, deci nu știu de ce aș mai mulți, pentru că oricum nu stau să omor găini când am foarte multă mâncare. Dar oricum sunt deja destul de multe găini acolo. Mă, dacă las eu așa și între timp craftez, o să plece. Ia să încercăm. O poartă, mai mi-ar trebui una. Hai să mai facem una, că văd că vaca aceasta stă pe loc. Perfect. Destul de bine. Și aici va veni o poartă. Ceva de genul acesta. Hai să mai pun una. Cam așa va veni. Două porți aici. Și haide să mai aducem și următoarea vacă. Nu știu exact pe unde era, pentru că este pe aici prin junglă. Probabil prin partea asta din stânga. Sunt destul de apropiate vacile alea adunate de mine, adunate, prinse de mine. Uitați, aici este o oaie și aici o vacă prinse de mine de foarte mult timp. Nu știu dacă v-ați uitat la toate episoadele, dar mi se pare că asta am prins-o într-un episod, parcă sau... Nu, cred că niciuna n-am prins-o în episod, dar știu că vi le-am arătat exact după ce le-am prins, v-am arătat. Și da. Deci, bun, o să aducem și vaca aceasta și vreau neapărat să lucrăm puțin la hub-ul acela din Nether. Chiar am ceva idei de design, dar vor fi realizate cam greu, pentru că cuarțul nu se ia chiar ușor. Sper să nu moară. Bun, nu moare, că e inteligentă. Cuarțul nu se ia chiar așa ușor, sincer să fiu. Și la cuarț trebuie să ai neapărat Fortune 3 ca să iei mult mai mult. Eu deja am Fortune 2, într-adevăr, uitați pe pickaxe-ul ăsta, Fortune 2. Dar e bine și așa, decât deloc, dar tot se ia destul de greu cuarțul, nu e chiar așa ușor acolo. Și bine, iei un stack, se zice rapid, dar cu un stack faci 16 blocuri, deci nu este cine știe ce. Și da, e mai greu. Cuarțul acela, hai să înmulțim, o să iau crafting table-ul acesta pentru că nu are ce face acolo și hai să-l punem undeva pe margine pentru că am deja două crafting table-uri în chesturi și dacă aș mai pune unul, probabil le-aș lăsa pe acolo și nu le-aș mai folosi niciodată, deci mai bine îl las aici, poate o să avem nevoie pe viitor și oricum arată ok. Deci, da, ce vreau eu să mai pun acum, aș vrea să pun niște glowstone ca să fie lumină. Deocamdată aici, vedeți voi, arată cam ciudat situația, pentru că este o zonă cu copaci, cu frunze și nu arată chiar ok, dar o să mai lucrăm pe viitor. Totul la mine nu se face din prima, pentru că sunt anumite chestii care intervin și episodul are 20 de minute, nu am cum să fac numai un lucru, pentru că ar fi plictisitor să sparg tot episodul numai frunze pe acolo. Și da, bun, hai să trecem la următorul proiect. Deci eu vreau pe jos să pun niște slaburi de astea de stone. Avem două stacuri și ceva. Iar eu aș mai dori să mai folosesc în Nether blocurile astea de redstone lamp, pentru că știu că redstone lampul arată foarte bine, trebuie să recunoaștem. Și o să iau cobblestone-ul acesta. Mai am aici niște lămpi cu niște bețe. Hai să mai facem încă una. 9
și face multe levere. Bun. Acum trebuie să mergem în Nether. Să mai lucrăm și pe acolo. Pentru că nu prea am lucrat la Nether și probabil în viitor o să mai folosesc acel Nether, de fapt portal. Și vreau neapărat să fie frumos, sincer să fiu. Pentru că mulți dintre voi spuneți, mă, fă să arate ok și în Nether, nu numai în acel copac sau să fie peste tot. Uitați aici, sunt blocuri pe care dacă le spargi, nu se sparg, uitați, pe ăsta l-am spart și apare din nou. Până la urmă s-a spart și el, da? Na. E un bloc pe aici care nu-mi lasă să trec. Opa, un gast. Bun, hai să plecăm că n-avem armură. Deci o să revin eu cu un arc și cu ceva armură. Bun. Hai să luăm noi de aici niște armură. Nu cred că o să stau să fac armură sau hai să facem totuși un chest plate și atât. 8 bucăți cred că sunt suficiente. Un chest plate. Da, un chest plate parcă era. Da, chest plate. Bun, și un arc. Știu că aveam arc aici. Ah, uite că am și săgeți, perfect. Și da, bun, ne întoarcem acolo, avem și armură acum și arc și putem să realizăm tot ce vreau eu. Cam 20 de minute o să aibă acest episod și acum o să mai citesc comentarii. Ia să vedem ce ne mai spune lumea. Spune Andrei. Hashtag MeWeaFear Enchant. Bun, dacă nu știți să scrieți numele corect, vă uitați în descriere. Bun, hai că l-am urât. Foarte ușor, vă uitați în descriere, pentru că în descriere, la numele canalului, practic, cum se cheamă, pentru că văd că nu foarte mulți, dar mai vin oameni care îmi scriu numele greșit. Și eu când văd că îmi scrie numele greșit, mă cam supăr, pentru că nu știu de ce, dar mă supăr, având în vedere că numele este scris la canal și puteți să vă uitați acolo dacă nu știți perfect. Că, na, mai uitați, vă înțeleg, nu este o problemă asta, dar apare la numele canalului. Mă, din cauza lagului se întâmplă treaba aceasta. Bine, un an lag pe joc, dar mai filmez și toate treburile astea. Uitați, îl sparg și apare din nou. Și aici mai sunt blocuri în aer, nu știu exact cum sunt. Așa, ăsta îl sparg și apare din nou. Bun, hai să ne apucăm de treabă. Deci, dacă nu știți cum se scrie numele meu, practic, vă uitați în descriere. Mă, cum vreau eu să fac aici? Mă, mă gândeam să pun direct, dar văd că portalul meu nu are nimic dacă îl pun așa. Mă, nu știu, eu cred că n-are nimic, adică... Dar dacă o să-l mut eu cu un bloc mai... să-l mai ridic, are ceva, adică cred că nu schimbă cu nimic spawn-ul și treburile astea. Bine, probabil o să-l mut mai cu un bloc mai sus și o să vedem, o să fie totul bine. Bun, hai să citim și comentariul lui. Ești cel mai tare boss, eu te-aș ruca dacă vrei să-mi spui și mie comentariul într-un video, mersi. Ți-l am spus, Andrei, nu este nicio problemă. Și ești cel mai tare man, respect. Mersi mult, Andrei, pentru tot ce ai scris până acum. Stai, mai e ceva? Forță în continuare la YouTube. Like. Mersi mult, Andrei. Și chiar apreciez dacă ai apăsat butonul de like. Chiar îți mulțumesc. Și ce vreau eu pentru voi? Pentru că văd că ați început să scrieți, spune-mi comentariul, dar comentariul vostru... Sunt numai chestii care spuneți bravo, fără e bine totul, perfect. Vreau să văd de la voi ceva sfaturi, adică probabil la aceste comentarii cu urări de bine totul, bravo, fără și astea, o să, cum să vă spun eu, o să răspund eu în comentarii. Iar în videoclip o să spun astea, de exemplu, fă o fermă de Enderman sau chestii de astea și mai multe chestii. Deci sfaturi pentru seria de Minecraft, iar chestiile astea, urările, bravo, fără și astea o să
le răspund eu în comentarii. Deci, dacă aveți sfaturi, o să le citesc. Bun, și acum vine un sfat. De la Florin Chirițoiu. Vifer, hub-ul din Nether, eu zic să-l faci cu coarți, iar portalul să-i faci un design cu un craniu. PS, aș vrea să-mi citești comentariul în următorul episod. Bun, acum avem un sfat. Faza cu design cu craniu nu am înțeles-o. Nu știu cum aș putea face un design cu craniu, dar da, hub-ul din Nether să-l faci cu coarți. Chiar asta o să-l fac, m-am și întors aici să iau niște coarți. Și vreau să fac eu ca niște intrări. Deci peste tot să fie o intrare. Din păcate aici zona este cam ciudată pentru că, vedeți voi, aici cad direct jos și nu prea am cum să măresc în zona aceasta. Deci, da, bun. Vreau ca eu să folosesc, stați așa că n-am făcut bine, toate blocurile acestea, de fapt jumătate, să le fac aceste pillar. Îmi place foarte mult acest bloc și să zicem, ia să vedem cum este aici. Aceasta va fi o intrare sau o ieșire. Stai că pun greșit. Ceva de genul acesta. Va fi intrarea sau ieșirea. Iar pe aici la fel va fi. Ia să vedem cam pe unde. Cam pe aici. Bun. Bun, așa. Două blocuri. Cam așa. Iar eu din păcate nu prea mai am blocuri. Din ce vroiam eu să fac blocuri ar fi fost din bricuri de alea de Nether. Dar din păcate nu am deocamdată și nici nu am alte blocuri mai frumoase. Eu inițial așa vreau să fac, dar dacă nu am blocuri este cam greu. Și acum ce voi face eu? Vedeți voi, zona aceasta este cam ciudată. Chiar nu e bine, pentru că cazi direct jos aici, iar eu nu o să mai fac, adică aici o să astup practic acest portal, deocamdată nu mai am blocuri și vreau să-l folosesc în blocurile acestea, sau nu contează ce blocuri pun, dar va fi astupat. Hai să punem totuși pentru început niște de-astea de quartz. Cred eu, parcă așa era în Minecraft. Hai să ne întoarcem aici, deci cam așa va rămâne pentru moment, pentru că trebuie să mai adun niște blocuri și în episodul următor o să le am cu siguranță și vom termina practic. Hai că am filmat 23 de minute. Nu știu exact cum era, știu că dacă puneai în furnal, dacă pui, uite, blocurile astea de netherrack, practic ele se fac în bricuri de alea și vreau neapărat să construiesc bricurile alea și sper că îmi dă un bloc. Ia să vedem ce îmi dă. Am două cărămidă, mă, de nether brick de astea și cu patru cărămizi faci tu acolo un bloc. Din păcate e mai cam ciudat asta că, na, faci un bloc, dintr-un bloc faci o cărămidă, dar dintr-un stack vei face 16 cărămizi. Cărămizi, blocuri de cărămizi, să spunem așa. Și vreau să construiesc blocul acesta, iar off-camera o să adun foarte multe bucăți de netherrack. O să bag aici în furnale și în episodul următor o să am foarte multe blocuri. Acolo e mai ușor de scos acest netherrack pentru că se sparge foarte rapid. Și nether brick, uite așa se cheamă. Vreau cu blocuri de-astea să construiesc. Aceste blocuri arată foarte bine. Uitați, chiar și în combinație cu verdele acestea arată perfect. Zic eu, chiar o combinație bună. Nu știu cum se vede la voi, dar la mine se vede perfect. Și e foarte ok. Deci vreau să construiesc mai cu blocuri de-astea și deocamdată nu am. În episodul următor cu siguranță voi avea multe și voi face totul ok. Mult mai închem și noi episodul aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați în comentarii să scrieți hashtag stai așa, unde e hashtagul Mr. Weaver și scrieți-mi numele corect. Este la canal numele în caz că nu știți cum se scrie corect. Și da. Bun, hashtag mystery fără... Ia să vedem ce se scrie. Mă, hashtag mystery fără nether. Pentru că în acest episod ne-am ocupat puțin de hub-ul acela din nether și de mult n-am mai făcut treabă în nether, să spunem așa. De fapt, deloc, e prima dată. Scrieți hashtag mystery fără nether dacă v-ați uitat la tot episodul și eu vă mulțumesc pentru atenție acordată. Baftă lume, pa!